Sunt Radu Andrei Chiriac. Acest program audio a fost produs de către Institutul de Sănătate Fizică și Mentală în colaborare cu Care International Institute din Ottawa, Canada. Noi oferim educație și inspirație pentru a ajuta oamenii să trăiască mai sănătos, mai mult și mai bine. Permiteți-mi acum să vi-l prezint pe domnul profesor Iordache Bota, fondatorul acestor două institute, omul care întotdeauna face ce zice și întotdeauna zice ce face. Omul care a trăit în mai multe țări și a ajutat până acum mii și mii de oameni. Domnia sa vă va prezenta în cele ce urmează programul de renunțare la alcool. Recomand această casetă tuturor celor care doresc să se lase de băut. Ea poate fi ascultată de orice om care consumă alcool, indiferent dacă e un băutor de ocazie ori un alcoolist înrăit. Ea poate fi ascultată de orice om, indiferent de educație sau vârstă. Dacă mă asculți cu atenție și dacă aplici în viața ta de zi cu zi toate lecțiile cuprinse aici, vei vedea că vei trece printr-un proces de transformare. De la ceea ce ești tu acum, adică băutor, la ceea ce ți-ai dorit mereu să ajungi, adică nebăutor. Această casetă te va ajuta doar atunci când îți vei deschide mintea, inima și sufletul pentru a primi mesajele din ea. Eu vreau să fiu pentru tine atât un doctor cât și un psiholog pe care îl interesează foarte mult succesul tău. Eu am primit educația necesară pentru a înțelege corpul uman, atât din punct de vedere medical, cât și psihologic. Pe lângă aceste cunoștințe de specialitate, eu mai am și experiența fostului alcoolist. Eu am fost acolo unde ești tu acum. Eu am fost bețiv și iată că, până la urmă, am renunțat. Eu am parcurs deja acest drum. Și vreau să te ajut și pe tine să faci la fel. Eu am început să beau alcool încă din fragedă copilărie. Am băut apoi din ce în ce mai mult odată cu trecerea anilor, iar când am ajuns la vârsta de 37 de ani, eram deja alcoolist. Atunci nu mai puteam trăi fără băutură. Ajunsesem atunci la faza de a fi nevoit să beau zilnic. Ajunsesem atunci într-o zonă periculoasă. Eram pe marginea prăpastiei. Eram pe un drum care avea doar două ieșiri. Fie mă salvam, fie mă prăpădeam. Dar iată că până la urmă m-am salvat. Iată că acum nu mai beau alcool. Eu nu mai beau alcool de mai bine de 7 ani de zile. Așa, după cum vezi, eu sunt calificat ca să-ți ofer această lecție. Această terapie de renunțare la alcool. Ascultă-mă cu atenție și apoi aplică în viața ta de zi cu zi tot ceea ce descoperi aici. Trecutul tău este dus, iar astăzi
Tu te întorci din mormântul tău viu. Aceasta este ziua ta de naștere. Aceasta este ziua în care îți reîncepi viața. De azi înainte, tu nu vei mai bea alcool. Plăcerile otrăvii. Tutunul, alcoolul, cafeaua și drogurile au în ele o anumită cantitate de otravă. Această otravă reușește să-l facă pe om să o dorească, să o iubească și apoi să nu mai poată trăi fără ea. Majoritatea oamenilor folosesc aceste otrăvuri sub o formă ori alta. Aproape fiecare om bea alcool și cafea. Sunt foarte mulți oameni care fumează, iar numărul celor care consumă droguri crește vertiginos de la o zi la alta. Majoritatea oamenilor consumă aceste otrăvuri în cantități mici. Altfel ar muri. Gândește-te, ce s-ar întâmpla cu tine dacă ai fuma 100 de țigări într-o oră? Ce s-ar întâmpla oare dacă ai bea 100 de cafele tare într-o oră? Ce ai păți dacă ai bea un litru de țuică într-o oră? Ce s-ar întâmpla cu tine dacă ai folosi un kilogram de droguri într-o oră? Răspunsul e, ai muri desigur. De aceea tu nu faci așa. Tu le iei cu atenție. Tu le iei încet. Încet și apoi crești cantitatea de otravă consumată din ce în ce mai mult. La început, tu tragi un fum, apoi două fumuri, apoi o țigară, apoi două țigări, apoi 10 și o ții tot așa până când depășești pachetul. La fel procedezi și cu alcoolul. La început, guști puțin lichior, apoi puțină bere, apoi puțin vin și apoi puțină tărie. Tu bei apoi din ce în ce mai mult pe măsură ce te obișnuiești cu băutura. Dacă ești o persoană perseverentă la băut, tu vei depăși în câțiva ani litrul de tărie pe zi. La fel se procedează și cu drogurile. La început tragi un fum, apoi două, apoi o țigară, apoi mai multe țigări și până la urmă ajungi la droguri foarte puternice pe care ți le injectezi singur. Cu toate că poate tu nu-ți dai seama de la început, dar când te joci cu aceste otrăvuri, tu te joci cu focul. Aceste otrăvuri sunt uneltele diavolului. Ele sunt ademenitoare și te fac să le iubești, să le poftești și să le dorești din ce în ce mai mult. Aceste otrăvuri sunt uneltele de care se folosește dracul
ca să te distrugă. Aceste otrăvuri te vor face să devii dependent de ele. Ele te vor face să le iubești și apoi să nu mai poți trăi fără ele. Dușmanul tău numărul 1. Cu câteva mii de ani în urmă, încă pe vremea dacilor și a romanilor, un om a fost condamnat la închisoare. Acesta era învinuit de 4 păcate grave. Era învinuit de crimă, de hoție, de curvie și de beție. Acestuia i s-a promis libertatea, cerându-i se în schimb să renunțe la cel puțin 3 dintre aceste 4 păcate. Omul nostru s-a gândit cât s-a gândit și până la urmă a ales. El a ales să renunțe la crimă, la hoție și la curvie. A rămas doar cu beția, deoarece a considerat-o un păcat mai puțin periculos societății. Așa că omul nostru a fost lăsat în libertate. Dar nu a trecut mult și omul s-a îmbătat din nou. Fiind beat, el a săvârșit fără să-și dea seama și celelalte 3 păcate. Atunci, el a fost închis din nou și nu a mai fost lăsat să părăsească închisoarea toată viața lui. Așa au descoperit înțelepții acelei vremi că beția este cauza tuturor răutăților din lume. Alcoolul este cauza majoră a crimelor și sinuciderilor comise la această oră în lume. Majoritatea accidentelor de circulație și de muncă sunt cauzate de consumul de alcool. Alcoolul este cauza majoră a abuzurilor sexuale la copii și la femei. Chiar și copiii încă nenăscuți sunt afectați de alcool. Consumul de alcool de către mamă gravidă poate cauza copilului încă nenăscut probleme mentale și fizice grave. Alcoolismul. Alcoolismul este una dintre cele mai grave probleme pe care le poate avea cineva pe acest pământ. Dacă ai ajuns alcoolist, viața ta nu mai are niciun rost. Alcoolul te va distruge din ce în ce mai mult, până te va termina. El îți va distruge familia și sănătatea. El te va transforma din om în animal. El te va face să trăiești restul vieții mai rău ca un animal. Alcoolistul simte remușcări. El simte bine. Acesta se urăște pe sine însuși. El nu are încredere în sine însuși.
sub masca confidenței, un alcoolist este o ființă înspăimântată. Alcooliștii simt că sunt singuri. Ei sunt singuri în mulțime, în înghesuială, oricând sunt cu familia lor. Lumea interioară a unui alcoolist este caracterizată de foarte multă confuzie. El nu înțelege ce se petrece cu el. El vede că lucrurile din viața lui nu merg bine, dar nu poate face legătura între alcoolul pe care îl consumă și problemele vieții lui. Testele psihologice demonstrează că alcooliștii sunt oameni slabi. Aceștia au un caracter psihopat. Alcooliștii nu sunt în control peste comportamentul lor și peste viața lor. Ei ajung în situația de a nu mai avea cuvânt și de a nu mai avea onoare. Unii alcooliști sunt mai închiși la fire, pe când alții mai deschiși. Dar indiferent de firea lor, toți alcooliștii urăsc băutura. Da, ei urăsc băutura, dar în același timp ei urăsc viața mai mult. Ei nu mai vor să-și rezolve problemele și greutățile vieții, așa că ei se întorc spre băutură ca spre o formă de scăpare. Alcoolul nu le va rezolva problemele, ci le va iriga doar. Alcoolul le va înmulți problemele și le va complica viața. Alcoolul le va distruge sănătatea. Acesta le va distruge încet, încet atât sistemul nervos, cât și celelalte organe interne. Alcoolul le va distruge cu timpul atât corpul, cât și mintea. Ce trebuie să știi despre alcool? Oare ce faci tu când simți nevoia să bei? Oare cum te simți? Te simți bine că bei? Ori te simți rău pentru că nu te poți lăsa de băut? Pentru a te simți rău de ceva, este neapărat nevoie de puțin efort din partea ta. Tu trebuie neapărat să faci ceva. Îți trebuie ceva confuzie în minte. Tu trebuie să faci lucruri pe care nu vrei să le faci, dar totuși le faci. Tu vrei să nu faci anumite lucruri, dar nu ești destul de tare și de ferm cu tine însuți, așa că le faci. Faptul că faci până la urmă lucruri pe care nu vrei să le faci, îți produce confuzie. Adesea confuzia produce cu timpul sentimentul de neputință. Când ajungi să te simți neputincios, e foarte rău pentru tine. Este din ce în ce mai rău pentru echilibrul tău interior și pentru puterea ta mentală. Neputința, ori mai degrabă starea de neputință prelungită, produce deprimarea. Iar deprimarea este o boală care afectează sistemul nervos. Dacă ai vrea să te lași de băut și nu poți să o faci, tu ajungi deprimat. Deprimarea nu se întâmplă doar așa pur și simplu. Ea se întâmplă pentru că tu o ajuți să se întâmple. Deprimarea nu este rezultatul unui virus. Ea este mai degrabă contradicția dintre ceea ce mintea ta gândește și ceea ce faptele tale vorbesc. Plăcerea și durerea. Fiecare persoană de pe acest pământ este condusă de două forțe, pe cât de simple,
pe atât de puternice. Aceste forțe sunt dorința de a căuta plăcerea și dorința de a evita durerea. Aceste două forțe conduc până la urmă tot comportamentul uman. Tot ceea ce facem noi în viață, toate activitățile noastre și toate acțiunile noastre sunt făcute cu scopul de a căuta continuu plăcerea și de a evita cât putem de mult durerea. Dorința de a evita durerea este un reflex puternic în corpul tău. Acest reflex este un mecanism de supraviețuire pentru oameni și de aceea mintea ta se va zbate nebunește de fiecare dată când percepe că îi cer ceva pe care ea l-a asociat cu durere. Așa se face că oamenii preferă să evite durerea decât să obțină plăcerea. Așa faci și tu. Durerea pe care o percepi în a te lăsa de băut este cu mult mai mare, mai reală și mai puternică pentru tine decât plăcerea pe care ai simți-o fiind în control peste tine și peste corpul tău. Motivul pentru care tu amâni mereu decizia de a renunța la băut este deoarece tu crezi că dacă te aventurezi în încercarea de a renunța la băut, acea aventurare ți-ar produce mai multă durere decât dacă ai sta și nu ai face absolut nimica. În alte cuvinte, nefăcând nimica și rămânând tot așa cum ești acum, adică băutor, tu ai experimenta mai puțină durere decât dacă ai încercat să te lași de băut. Cauzele alcoolismului. Alcoolul afectează oamenii în mod diferit. Unii beau ca să se relaxeze, pe când alții ca să se simtă bine. Unii beau zilnic, pe când alții mai rar și mai mult. Unii beau numai bere, pe când alții băuturi tari, cum e vodka, ori țuica. Unii nu se pot abține fără a consuma alcool, așa că ei trebuie să bea zilnic, pe când alții se pot abține, dar își pierd în schimb controlul la băutură. Aceștia sunt, așa zis, și băutori periodici. La aceștia, perioadele pot ține zile, iar câteodată chiar și săptămâni la rând. Unii spun că ei s-au născut alcooliști, pe când alții că le-au trebuit mai mulți ani până să treacă linia invizibilă de la băutorul de ocazie la alcoolistul de acum. Alcoolismul este așadar o problemă complexă. Cauzele alcoolismului sunt multe. În cele ce urmează, îți voi prezenta 4 cauze care influențează fiecare în parte reacția organismului la alcool. Aceste cauze influențează procesul prin care omul de rând, ori băutorii de ocazie, se transformă încet, încet în alcooliști. 1. Cât de mult bei? Tu poți avea 2 băuturi pe zi, ori 20 de băuturi în aceeași zi. Cu cât vei bea mai multe băuturi pe zi, cu atât vei ajunge mai repede alcoolist. 2. Ce anume bei? Tu poți să bei bere, vin, ori spiritoase. Cu cât bei băuturi mai tare și cu cât bei mai mult, cu atât vei deveni mai repede alcoolist. 3. Locul unde bei. Alcooliștii beau oriunde, oricât și oricând. 4. Ce mănânci când bei? Dacă bei mult și nu mănânci, e cu mult mai rău decât dacă mănânci ceva pe durata băutului. Cu cât bei mai mult și mănânci mai puțin,
cu atât vei deveni alcoolist mai repede. Aceste patru cauze, după cum vezi, influențează fiecare în parte procesul prin care o persoană va deveni alcoolistă. Cu cât introduci mai mult alcool în corpul tău, cu atât vei deveni mai repede alcoolist și cu atât va fi mai greu să renunți la alcool. Fazele alcoolismului. Oamenii obișnuiți trec pragul invizibil de la băutorii de ocazie la alcooliștii propriu-ziși prin următoarele patru faze. Faza 1. La această fază, băutorul este la stadiul prealcoolic. El folosește acum alcoolul pe post de relaxant și de a-l ajuta în situațiile stresante. Pe măsură ce organismul lui se obișnuiește cu băutura, sunt necesare cantități din ce în ce mai mari pentru a putea obține acel efect relaxant, subiectiv. Faza a doua este caracterizată de o preocupare crescută a individului cu băutura, astfel că el începe să se simtă vinovat că bea. El simte că bea prea mult. El începe să mintă dacă este confruntat cu numărul băuturilor consumate. Faza a treia este faza în care organismul s-a obișnuit deja cu alcoolul. Acum individul își va pierde încet, încet controlul asupra vieții sale și va experimenta următoarele consecințe dureroase. Își va pierde munca, va apare divorțul, va avea dificultăți cu alte persoane, va simți o agitație și o agresiune din ce în ce mai ridicată față de lumea din jur. El va risca acum totul pentru băutură. Faza a patra este faza finală. Această fază este caracterizată de o stare cronică de boală. Individul va avea distrus atât sistemul nervos, cât și ficatul. El va avea probleme cu inima, probleme legate de hipertensiune și de anemie. El va avea probleme cu pancreasul, probleme la oase și la mușchi, probleme cu pielea și poate cancer. Alcoolismul este așadar un proces de obișnuire a organismului cu băutura și în același timp o distrugere progresivă a lui. Cu cât îți abuzezi mai mult organismul și cu cât îl slăbești mai mult, cu atât vei ajunge mai repede la stadiul de alcoolist. Cum am luptat eu cu băutul? Eu am avut mai multe obiceiuri nesănătoase. Am fost, de exemplu, fumător timp de 22 de ani. Încercasem de foarte multe ori să mă las de fumat, dar nu am reușit nici cum. Eram aproape convins că eu mă voi lăsa definitiv de fumat doar în momentul în care voi muri. Într-o bună zi însă, când aveam aproape 35 de ani și îmi făceam studiile la Universitatea Ottawa din Canada, am descoperit ceva care m-a trezit la realitate. Am descoperit la cursurile de psihologie câteva secrete mentale foarte importante, iar aceste secrete mi-au revoluționat până la urmă viața. Am descoperit că eu trăisem confuz aproape toată viața mea de până atunci. Mi-am dat seama că eram o victimă a vieții mele și că viața mea nu era nici pe departe așa cum mi-aș fi dorit-o eu. Mi-am dat seama că dacă nu făceam imediat ceva, viața mea ar fi continuat să rămână la fel.
Mi-am dat atunci seama că trebuia neapărat să fac ceva, că încă nu era prea târziu. Urmând înțelepciunea învățămintelor pe care le descoperisem la cursurile de psihologie, am hotărât să mă schimb. Și așa am și făcut. După ce am reușit să renunț la fumat, eu mi-am îndreptat atenția spre a renunța la alcool. Odată ce am reușit să renunț la unul din viciile mele, eu am avut antrenamentul mental necesar pentru a putea lupta și cu celelalte vicii. Cu alcoolul a fost cu mult mai ușor decât cu fumatul. Când mi-am propus să renunț la alcool, aveam deja cunoștințele și experiența renunțării la fumat. La început, mi-am pus următoarele întrebări simple. Oare de ce beau? Oare mi-am controlat vreodată viața? Oare îmi controlez într-adevăr viața, ori îmi las viața în voia sorții? Oare cine este în control peste mine și peste viața mea? Oare mă pot lăsa de băut? În urma acestor întrebări simple, creierul, ori mai degrabă subconștientul meu, mi-a dat următoarele răspunsuri dureroase. Tu ești un om slab și confuz. Dacă ți-ai controla într-adevăr viața, tu nu ai mai bea. Tu știi bine că alcoolul îți distruge sistemul nervos. Tu știi bine că acesta îți distruge ficatul și inima. Ce faci? De ce te distrugi? De ce ești prost? Tu vrei să mori? Atunci mi-am zis, subconștientul meu are dreptate. Dacă vreau într-adevăr să-mi controlez viața, eu trebuie să dovedesc prin fapte că sunt puternic și în control peste viața mea, peste corpul meu și peste mintea mea. Băusem aproape toată viața mea de până atunci, iar organismul meu cerea din ce în ce mai mult alcool pe măsura trecerii anilor. În ultimii 5 ani, eu trebuia neapărat să beau ceva zilnic. Băutura devenise acum o necesitate pentru mine și nu o mai puteam ignora. Fără băutură, nu mă linișteam. Fără băutură, eram agitat. Fără alcool, eram neliniștit și nervos. Organismul meu ajunsese acum dependent de băutură. Băutura îmi controla acum viața. Cum m-am lăsat eu de băut? Înainte ca viața mea să se schimbe, eu trebuia să mă schimb. Eu am ajuns să renunț la băut deoarece am copiat oamenii care au renunțat la băut. Am luptat din greu, am fost persistent și nu m-am dat bătut. Nu m-am dat bătut până când am reușit să mă las definitiv de băut. Băusem aproape toată viața mea, iar organismul meu era foarte obișnuit cu alcoolul. Am încercat de foarte multe ori să mă las de băut. Cineva spunea odată, dacă nu încerci, tu nu ai cum să câștigi. Dacă nu încerci să te lași de băut, tu nu ai cum să reușești. Așa am făcut și eu. Am tot încercat, am tot încercat și iată că până la urmă am reușit. Iată că până la urmă am câștigat. Așa trebuie să facă fiecare alcoolist care vrea să renunțe la alcool. Așa trebuie să faci tu. Numai încercând poți reuși. Puterea care m-a ajutat de-a lungul perioadei în care corpul îmi cerea alcoolul, iar mintea mea se încăpățâna să îl asculte, venea din mine. Venea dinăuntrul meu. Venea din dorința mea de a ajunge să fiu stăpân peste mine, peste corpul meu, peste viața mea și peste destinul meu. Când am văzut că orele trec una după alta și eu reușeam să mă abțin, cu toate că simțeam că mor după un pahar de băutură, când am văzut că zilele treceau una după alta și eu încă mai rezistam la ispita alcoolului, când am văzut că a trecut o lună
și eu încă mai rezistam și am văzut că au trecut 2 luni și eu încă mă luptam cu acest dușman invizibil, am început să-mi câștig încet, încet încrederea în mine și în ceea ce făceam. Credeam cu fiecare zi care trecea din ce în ce mai mult în mine, iar această încredere îmi dădea puterea de care aveam nevoie pentru a merge mai departe. Când am simțit că dorința mea de băut scade, când am simțit că în sfârșit îmbăteam obișnuința băutului, subconștientul meu începu să se simtă din ce în ce mai bine. Am început atunci să mă simt din ce în ce mai mulțumit de mine și de ceea ce făceam în viață. Am simțit că sunt în control peste corpul meu, peste mintea mea și peste destinul meu. Simțeam că devin din ce în ce mai puternic mental și sunt din ce în ce mai capabil de a face lucruri dificile. Oare cum te poți lăsa de băut? În cele ce urmează, îți voi pune câteva întrebări simple. Ți-aș sugera să te întrebi și tu, odată cu mine. Ți-aș sugera să răspunzi sincer acestor întrebări. Oare ce mă costă băutul? Oare cât trebuie să plătesc dacă nu renunț la băut? Oare în ce direcție a vieții va trebui să plătesc cel mai mult? Oare cât voi plăti în sănătate? Oare cât voi mai putea trăi dacă continui să beau? Oare ce aș putea cumpăra cu banii pe care îi dau zilnic pentru alcool? Oare ce aș putea cumpăra cu banii pe care îi cheltuiesc într-o săptămână? Dar cu cei dintr-o lună? Dar cu cei dintr-un an? Oare ce mi-aș fi putut cumpăra cu banii pe care i-am cheltuit deja cumpărând alcool? Poate mi-aș fi putut cumpăra o mașină, ori poate mai multe mașini. Poate mi-aș fi putut cumpăra o casă, ori mai multe case. Oare mai știu câți bani am cheltuit deja până acum pe alcool? Oare ce puteam face mai inteligent cu banii pe care i-am aruncat deja pe alcool? Răspunde sincer acestor întrebări și simte rezultatul lor asupra psihicului tău. Pune-ți acum o a doua serie de întrebări. Dacă într-adevăr aș renunța la băut, oare cum aș simți? Oare cu cât aș fi mai sănătos? Dacă aș fi renunțat deja, oare cine ar beneficia? Oare cum s-ar simți nevasta mea și copiii mei văzându-mă că nu mai beau? Oare ce fel de model aș fi pentru copiii mei și pentru copiii copiilor mei? Oare cu cât mi-ar fi viața mai bună? Puneți acum o a treia serie de întrebări. Tu crezi că producătorii de alcool nu știu ce fac? Tu crezi că pe aceștia interesează altceva decât banii tăi? Tu crezi că aceștia sunt oameni integri, cinstiți și corecți? Tu crezi că pe aceștia interesează viața ta sau riscurile la care te expui consumându-le produsele? Tu crezi că pe aceștia interesează că sunt atâtea mii și mii de oameni care ucid, se sinucid, ori fac accidente mortale fiind sub influența alcoolului? Tu crezi că pe aceștia interesează că tu poți muri ori te poți distruge din cauza alcoolului? Tu crezi că pe aceștia interesează de tine ori de familia ta? Nu, pe aceștia nu interesează de tine. Dacă i-ar interesa, ei nu s-ar mai ocupa de alcool. Ei nu ar mai lucra cu otrava. Ei nu ar lua bani de la tine în schimbul otrăvii pe care ți-o dau. De ce te lași păcălit de ei? Mai bine nu le-ai cumpărat produsele. Mai bine i-ai falimenta.
Alegerea alternativelor. În fiecare zi, noi alegem sute de alternative. Alegem, de exemplu, ce vom mânca la prânz, orice haine să purtăm, ori cu cine să ne întâlnim, orice să bem, orice și cât să fumăm, orice să facem în timpul nostru liber. Noi suntem în control peste ceea ce alegem să se întâmple în viața noastră. Consecințele alternativelor alese de noi își lasă însă adânc amprenta în calitatea vieții noastre pe acest pământ. Noi putem trăi mult și bine. Totul depinde de noi. Totul depinde de felul în care alegem să ne trăim viața. Alternativele alese de noi pot fi sănătoase ori nesănătoase. Alternativele sănătoase sunt cele în care nu fumăm, nu consumăm alcool în exces, nu mâncăm nesănătos și nu ne expunem corpul și mintea niciunui abuz. Alternativele nesănătoase sunt cele în care fumăm, ori consumăm alcool în exces, ori mâncăm mult și nesănătos, ori trăim o viață plină cu stres și cu nemulțumiri. Gândește-te puțin. Când ne naștem, noi avem aceleași posibilități. Pe măsură ce creștem și ne dezvoltăm, începe să apară diferențierea între noi. Noi nu mai avem aceeași educație, nu mai luăm aceleași decizii și nu rămânem egali în perseverență, ambiție, ori voință. Noi am putea fi, dar mulți dintre noi aleg să nu fie. Diferența în viața ta nu este făcută de ceea ce poți face tu, ci de ceea ce vei face cu adevărat. Puterea încrederii. Înainte de a putea merge undeva, tu trebuie mai întâi să știi unde vrei să ajungi. Așezarea de obiective în viață este o unealtă psihologică prin care tu aduci la cunoștința minții tale traseul pe care trebuie să-l urmezi pentru a putea ajunge acolo unde vrei să ajungi în viață. Așezarea de obiective este cheia fundamentală a succesului. Cu obiective clare, tu îți creezi viitorul în avans. Tu îți creezi destinul și îți transformi viața. Eu îmi așez câte un obiectiv, apoi îmi fac un plan de bătaie pentru realizarea lui. Adeseori, nu am nicio idee cum am să reușesc, dar pornesc întotdeauna de la un principiu prezent în toate religiile lumii. Așa că, indiferent dacă tu crezi ori nu în religie, acest principiu duce cu el o putere absolută. Această putere se numește credința în încredere. Eu operez pe principiul că dacă vreau ceva cu adevărat, eu lupt cu toată ambiția și cu toată înveșunarea, în așa fel încât până la urmă obțin ceea ce vreau. Această credință m-a ajutat să mă schimb. M-a schimbat din punct de vedere fizic și emoțional. Mi-am dezvoltat confidența necesară. M-am schimbat în felul în care interacționez cu oamenii. Viața mea s-a schimbat la toate nivelele. Viața mea s-a schimbat radical. Vorbesc aici despre schimbări masive și radicale. Aceasta este puterea credinței în încredere. Această putere face minuni și poate fi folosită de oricine. Orice poveste de succes este o poveste de încredere. Capacitatea ta de a vedea invizibilul vizibil. Capacitatea ta de a vedea ceva acolo unde alții nu văd nimic. Încrederea este cel mai important component pentru succes. Chiar dacă trebuie să încerci un lucru de 10.000 de ori fără a avea succes, încrederea este singurul lucru care te ține legat de încercările tale. Dacă renunți,
atunci în mod sigur că pierzi. Așezarea obiectivelor. Obiectivele nu sunt altceva decât un vis cu dată limită atașată de ele. Obiectivul tău major este acela de a renunța la alcool. Acum că ți-ai așezat acel obiectiv, haide să facem împreună un plan de bătaie pentru realizarea lui. Acest plan de bătaie se va numi Plan pentru renunțarea la alcool. 1. Notează-ți obiectivul pe o bucată de hârtie. Scrie pe o bucată de hârtie următorul text. Eu, și aici introdus numele tău, mă voi lăsa de băut începând cu data de, și aici introdus luna și ziua în care vrei să renunți la alcool. 2. Pune această bucată de hârtie într-un loc de unde o poți vedea zilnic. Pune-o pe măsuța din camera de zi, ori pe unul din pereții locuinței, ori pe măsuța de lângă patul în care dormi, dar asigură-te că o pui undeva de unde o poți vedea de mai multe ori pe zi. 3. Promite-ți în fiecare dimineață că astăzi tu nu vei bea alcool. De fiecare dată când vei simți nevoia să bei alcool, reascultă această casetă. Folosește această casetă pe post de medicament. 4. Nu renunța. Nu căuta motive să renunți. Întotdeauna poți găsi motive să renunți. Gândește-te că învingătorii nu renunță, iar cei ce renunță nu ajung învingători. 5. Imaginează-ți că ești deja o persoană care nu mai bea alcool. Gândește-te la acest lucru cât poți mai des. Gândește-te cât de bine te simți ca nebăutor. Bucură-te de ceea ce simți. 6. Nu uita. Tu ești stăpân peste viața ta. Tu ești stăpân peste gândurile tale și peste ceea ce faci în viață. Tu ești stăpân, până la urmă, peste destinul tău. Acesta este planul tău pentru renunțarea la alcool. Nu uita! Schimbările masive și profunde din viață au nevoie de începuturi mici. Așa că poate o să te enervezi la început când vei vedea că dorința ta de băut persistă, cu toate că zilele trec una după alta. Rezultatele vor apărea, te asigur. Dorința ta de alcool va fi din ce în ce mai redusă. Dar renunțarea la alcool este un lucru foarte greu pentru oameni și foarte dificil pentru organism. Tratament. Specialiștii lumii în probleme de natură fizică și mentală, și mă refer aici la psihiatri, psihologi și medici, au ajuns cu toții la convingerea că alcoolismul este o boală gravă. Ei au ajuns la următoarele concluzii ferme. 1. Alcoolismul este o problemă multidimensională de domeniu neurofiziologic, psihologic, social, cultural și spiritual. 2. Încă nu s-a descoperit până acum vreun medicament miraculos care să ajute oamenii să renunțe la alcool. Cel mai bun tratament este acela de a ajuta alcoolistul să primească puterea mentală
și motivația necesară de a se apuca de lucru. Cea mai eficientă metodă în tratarea alcoolismului este aceea de a ajuta omul dependent de alcool să lupte împotriva acestei obișnuințe dezastruoase. 3. Alcoolistul este singurul în măsură să decidă când și dacă se va lăsa de băut. El este singurul în măsură să decidă dacă renunțarea la alcool se va întâmpla vreodată. Fără ajutorul lui, nu se poate face absolut nimic. Fără convingerea și fără cooperarea lui, nimeni nu poate face nimic, indiferent cât de mare specialist ar fi cel care vrea să ajute. Metoda mea de tratament e foarte simplă și foarte ușor de urmat. Metoda mea e atât de simplă încât se rezumă doar la următoarele cuvinte. Dacă nu crezi în miracole, tu nu ești practic. Dacă nu crezi că te poți lăsa de băut, tu nu ești normal. Lasă acum persoana bătrână și bolnavă din tine să moară și lasă persoana nouă și puternică să apară. Lasă persoana nouă din tine să nu mai accepte alcoolul. Nu uita, trecutul tău este dus, iar astăzi tu te întorci din mormântul tău viu. Aceasta este ziua ta de naștere. Aceasta este ziua în care îți reîncep viața. De azi înainte, tu nu vei mai bea alcool. Promisiunea ta solemnă. Nu uita, puterea renunțării la băut se află ascunsă în tine. Ea e ascunsă în mintea ta. Gândirea ta poate face magii. Ea te poate ridica pe culmele cele mai înalte, ori te poate distruge în același timp. Depinde doar de tine cum o folosești. Decide acum că ai să te lași de băut. Adu-ți aminte, a decide înseamnă a elimina toate celelalte posibilități. A decide înseamnă a te apuca imediat de lucru. Înseamnă a nu te da bătut. A nu te da bătut până când reușești. Nu uita că tu ești un om puternic. Tu poți face în această viață tot ce-ți dorești. Tu ți-ai așezat acum un obiectiv și ți-ai făcut de asemenea și un plan pentru realizarea lui. Tu nu vei renunța la realizarea obiectivului propus, indiferent câte greutăți ți-ar ieși în cale. Tu nu vei renunța la realizarea obiectivului propus, pentru că în cele ce urmează, tu îmi vei face o promisiune solemnă. Aș vrea să rostești după mine, cu voce tare, următoarele cuvinte. Acum, în aceste momente, în următoarele clipe, în următoarele minute, în următoarele ore, eu nu voi bea alcool. Eu pot să rabd. Eu nu sunt chiar așa slab. Eu sunt puternic și chiar dacă nu sunt, de azi înainte voi începe să devin puternic. Eu trebuie să fiu în control peste mine, peste corpul meu și peste viața mea. Eu voi lupta, voi insista și voi face totul în această viață pentru a avea succes. Eu nu am apărut pe această lume din greșeală, iar mintea mea, sufletul meu, inima mea și sângele meu nu recunosc eșecul. Eu nu sunt o oaie ori un măgar și refuz să umblu, să dorm ori să behăi ca oile ori ca măgarii. Casa înfrângerii nu este destinul meu. Eu sunt un om cu mintea divină și cu putere de tigru și voi lupta din toate puterile mele până când voi avea succes.
Această renunțare la alcool este primul lucru pozitiv pe care îl voi face începând cu zilele următoare. Și odată cu aceasta, eu voi începe să-mi controlez viața. De azi înainte, eu voi deveni din ce în ce mai puternic. Eu voi deveni din ce în ce mai stăpân peste mine, peste corpul meu, peste mintea mea, peste viața mea și peste destinul meu. De azi înainte, eu nu voi mai bea alcool, indiferent cât de greu mi-ar fi. Așa să-mi ajute cel de sus. Acest program audio a fost produs de către Institutul de Sănătate Fizică și Mentală în colaborare cu Caro International Institute din Ottawa, Canada. Noi oferim educație și inspirație pentru a ajuta oamenii să trăiască mai sănătos, mai mult și mai bine. Mii și mii de oameni au profitat deja de cărțile și casetele produse de aceste institute. Pentru informații suplimentare legate de acest program audio, ori pentru orice altfel de informații de natură fizică ori mentală, sunați la 0722 985596.